Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Beau, beau, mi-am înșelat iubita, azi noapte la hotel cu una seniorita și amicul poate să-mi confirme, beau, beau, că de vine a fost ispita. Amice? Da. Deci eu mi-am înșelat azi noapte iubita la hotel cu una seniorita. Bă, știți că asta a fost melodia copilăriei mele? Știți, nu? Amice, tu atunci nici n-aveai măcar o seniorita, da, să-ți înșeli. Dar ia zi, cum îl chema pe la de-o cânta? Nu mai știu. Cum îl chema? Îl chema Beau Bau. Domnul Problemă. Da? Dându-l Problemă. Băi, ți-e bine, v-am regăsit la un episod de parkour în, cu Student Footer. Cu Student Footer. Amice, o să facem astăzi niște parkour de control, așa. Cine știe în ce discuții vom ajunge și pe ziua de astăzi cu amicii mei, că noi de obicei ne mai rup, în episoadele de parkour o luăm pe discuții. Amice, în episodul ăsta de parkour pot să stau și eu pe telefon, te rog? Nu, amici, că te știu că tu vorbești cu femei de calitate îndoielnică. Da, da, i-am zisă, amice, i-am zisă. Ce a da, ia, hai zi, dacă comentează, hai. Bine. Păi mă, nu răspunde. Le apărarea amice sau ce? Te deranjează? Păi, amice, nu amice, dar la aia cu trei copii în plasament, na, i-aș fi luat o țură. Păi da, bă, aia da. Dar cine o fi aia? Păi nu știu, că mama... Că una e în Craiova. Nu e adevărat. Vezi că e plin de... Aha! Hai, salut băieții! E plină! În cap! Beau, beau. Mi-am înșelat iubita. Pentru ce ai ca o țură la mama? Păi da, o țără așa. Una seniorita. Nelu, când aude, când aude cum vorbește sălbaticul de Berșoaica ca bătrână. Bă, lasă frate, asta ca asta, dar cu chiloții aia a fost grosolană. Hai, amice, că ți-a plăcut. Amice, cred că dacă ar auzi vreo gagică cu care tu mai conversezi așa ce ai zis, eu cred că n-ar mai ieși cu tine. Dar de ce? Tu cum să mergi, mă, chiloții unei femei? Ce să-i faci? Și bătrână. Ce să-i faci, nu? Să-i miroși chiloții. Aoleu, aoleu. Numai că mă mai face să mai zic. Aoleu, că poate unii că mai mănâncă, mai bea apă. Bravo, mă, că tu nu mirești peștele când îl cumperi. Bă, Mișe, dar mi-au zis că... Pornești, păi tu mă pornești. Eu am impresia că ăsta pe chiar îi place să fie așa scârbos. Îmi place, zice, bă. Ia uite, ok. Păi tu miroși peștele, mă? Nu, bă, nu, le-a stricat. Păi cum să fie? Are și el un termen de valabilitate. Păi la fel. Tocmai de aia. Bine, la aia cred că s-a cam dus, da? Amice, bă, de ce prea vrești tu urâtă pe demomica mea? De ce ne cu mă? De frică? Ai frică de oceane? De oceane. Oceania! Oceania! Of, Oceania, da, bă, băieți, din păcate, sălbaticul devine din ce în ce mai frustrat și mai rău cu noi. Mai frustrat? Ce Oceania au? Oceania? Da. Nu e o țară. Unde se duce Radu Banciu. Nu e o țară, mă, Oceania. Dar ce este? Oceania. Stai puțin că... Bă, ești nebun, n-am luat sus pe la mare. Adică știu, dar nu știu. What the fuck? Oceania sunt insule ăla, la da, Kiribati, sunt... Așa, bravo, sunt mai multe insule la un loc. Din câte știam eu. Același lucru. Păi și Noua Zeelandă tot în Oceania e. Da, da, e țară, că nu e o țară Oceania. Și Noua Groenlandă, mă, handicapatule. Da, mă, așa se zice. Noua Zeelandă, mă. E Noua Groenlandă. Băi, este Noua Zeelandă, mă. Scoți rume din pământ, $1000 nu mai ești prost? Păi da. Acolo se duc amicul la muncă. Bă, amice, vrei să ieșim în stradă să că pentru pe motorină? Bă, amice, lasă-mă în pace. Tu crezi că o să faci ceva dacă amice, bravo, și noi deștepți ieșim în stradă după motorină cu mașinile. Nu, că ne duce capul ca România. Și lăsăm bapurite. Păi, dar cum ai vrea, mă, să protestezi? Dacă n-ai mașină, pe jos, dracu, fără... Păi, dar tu protestezi consumând motorină? Corect, are dreptate. Nu, că te oprești pe loc și stai acolo. Cu motorul pornit? Că ți-e cald. Nici chiar așa. Amice? Tu dai seama, mâncați așa. Bă, dar ce țară am ajuns, bă, băiatule, bă. Da, tu dai seama, amice, ce-și bată ăștia. Bă, protestele de la motorină trebuie făcute la mod original, bă, nu așa. Nu mai bagă nimeni, frate. Na, nu mai, bă, că merg pe jos. Cum au făcut nemții? S-au blocat autostrăzile.
Bă, chiar că îi spargi dacă faci treaba asta. Îi spargi. Dar am învățat, bă, amice, că ne bagă ăștia, că după aceea, domne, că YouTuber învață copiii la... Instigă la violență. Bine că voi n-aveți mașini, dar... Adică nu toți, cel puțin. Uitați, că nici sălbaticul nu mai are. Cum să n-ai băieții mașini? Așa, da, la o acțiune din asta, da. Amice, e o acțiune colectivă, de mare anvergură. Exact. Te organizezi acolo frumos în grupuri pe Facebook, vine Facebook-ul, îți închide, îți închide pagina. Da, bă, da, și bătaia asta de joc. Cât o să mai îndurăm, bă? Bă, bă, ia gata. Deci, eu vreau, dacă mă votați, vreau să candidez la președinție. Amice? Bă, nu știu, că eu mereu am fost de părere că noi avem printre cele mai mari prețuri din Europa. Păi avem. Amice? S-a raportat la salarii, da. Păi la asta mă refer, că toți zic, da, cu ce că uite în Germania, nu știu cât, da, bă, prostule, da, nemții am minimul pe economie de 7 ori cât tine, bă. Ce de 7 ori, mă, ești nebun? Bă, de fapt... Păi noi cât avem? Noi avem... Noi avem 1500 de lei în mână. Adică 300 de euro. Da. Mamă, ce bec, da, fix 300. Da, și nemții cât au? 2000? Sau nu, cât o fi minimul la ei? Nu știu. Păi nu știu, că e... Na. Da, oricum, au 1500, e sigur. 1500 zi, da, sigur. Adică exact de... 5 ori. 2, 3, da, de 5 ori. Da, dar nu cred că eu, nu de, știu, de 5 ori, da. Iar prețul nostru la carburant este aproape 2 euro, este 1,90 euro. De petrol, care ăla n-a. Sau 1,80. Hai mă, că e acolo aia 7 euro. Păi aia zic. Mamă, ce-am sărit. Păi și eu, amice, că îmi trăgea stânga, ești nebun? Amice? Păi și asta, zic, frate, îi iau 2 euro și ceva, noi avem 1,80 euro ceva sau 1,90 euro. Deci, practic, la aia toate produsele ar trebui să fie de 5 euro mai scumpe ca la noi. Păi nu, frate, stai puțin. Nu e așa. Că și ăștia zic, o, că țigările sunt scumpe în Germania. Păi, sunt scumpe dacă le cumperi cu bani din România, da! Că acolo, probabil, în medie, faci undeva la... 2000 ceva de euro pe lună. Faci undeva la 70-80 de euro la zi, în medie. Da? Da? Păi și cu 70-80 de euro la zi, îți permiți să bagi 10 euro carburantul. M-am făcut praf. Îți mai iei un pachet de țigări și îți mănânci și mai rămâi cu 30-40 de euro. Păi da. Da? Adică cu... la Vagabonde. Cu vreo... 200 de lei. Da. Pe zi. Rămâi. Păi și stați puțin. Care e combinația? Da, aici e greu. Că în România, păi dar chiar am văzut o poză, zicea unul, eu mă duc la muncă doar ca să am cu ce să mă duc la muncă. Mă duc la muncă, să am bani să mă duc la muncă, da. Așa era. Da. Păi cred că de-aia a zis băiatul ăla, bă, că i s-a părut greu, cred că de aici, au. E greu aici, dar o să trec. Păi nu mai pot. Amice? Da. O stricai. Fii atent. Eu trec de aici. Și plec de tot. Aici trebuie să avem grijă. Departe de tot. De tot ce am avut. Dar am pierdut. Dar ai pierdut. Bă, mi-am pierdut buletinul. Pierzi de futu-s morți, mătii. Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin. Nu mai știu cine sunt sau de când sunt pe pământ. Dar un lucru rețin, că semăn cu legumă. Și poți să-mi dai buletinul lui, că oricum nu se prinde nimeni, că trecem frauduros pe la vamă. Aha. Băi, aveam un vecin de conducea cu permisul lui Franțo. Mai știu și o cază. Bă, 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 e greu ăsta, om, cățuș. De ce nu mă ajutați, mă, că mă blocase? Mă, chiar e greu ăsta, pe bune. Bă, e greu rău, să-mi bat piciorul. Dacă aveai manetă, nu era greu, da. Manetă? A, bă, fi bărbat. Fi bărbat, dă-te. Deci prima oară trecusem din prima, și acum mă enervez. Bă, dar n-are nici putere, asta e problema. Nu nici din prima, nici din a 14-a. Mamă. Trebuie să te pui bine pe rahatul ăsta de... Trebuie să te pui bine cu banca. Beau, beau. Nu mai bine cu ouăle pe el. Nu mai poți să știți. Nu poți. Amice, Carl, dacă zic. Câte una? Câte una, amice? Câte una, câte două, câte trei, câte patru, câte cinci, câte șase, păi zile, păi beau. Câte o gagică, câte două, câte trei, câte patru, câte... Unde-și până aia? Cum faci? Păi erai tu acolo, bă, și mă încurcași. Da, că mă enervai deja. Păi dar nu vedeam de tine. De ce o-i în dreapta? De ce o-i în stânga? Gata, gata. Ho, 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 ho. Da, nu. Nu, că e și proastă, bă, mașina asta. Bă, e proastă cât în cape, bă. Hai, până acum a trecut cel mai departe de până acum. Și o să te oprești acolo. Ia mă, că mă duc și așa ușor, ca belică. Ca belică? Bă, chiar o știți că m-am jucat aseară un rol?
Mena, da. Trecui băieții. Pe telefon sau? Pe telefon, stai să. Pe telefon? Stai ce? Aveți grijă, mâncava, și să nu-i dea stare aici când săriți de aici. Da, că... m-am făcut cacat. Trebuie să te pică, dacă nu durează iar parcursul ăsta 20 de minute, pișeam aici pe mine. Păi, și dacă ar dura 20 de minute, care ar fi problema? Eu chiar m-aș bucura. Păi, mare unu. Păi nu-l mai fac pe ăla. Nu-l mai face. Aaa, așa funcționează. Și ți-am băgat ție pe gât și eu fac episoadele șmechere și tu pe alea prost, sigur. Aaa, așa facem. Te-ai prins, este? Da. Uite una... Bă, eu momentan... Da, iarăși, nu, că e tâmpită, bă. Bă. Băi, e o mașină de mizerie, așa, știi? De curățenie. Băi, curățenie. Dar cum îi ziceam curățenie? Băi, curățenie. E poveste lungă, nu pot să zic acum. Tremur. Deci tremur. Încep... Cred că astăzi... Tremurau când venea la sălbaticul. Băieții, astăzi o să mai sparg, cred că... Ce cum mai face sălbaticul ăla astăzi? Și tremurau chiloții pe ea. Ba, amice. Era curaj, berceagă fricoasă. Curaj. Ce dracu? Bun. Bă, dar nu e așa proastă mașina asta pe șamaș pe acă. E proastă, rău, e ca șaptele tău asta. Deci mă, când văd mașina asta, îți văd ție a șaptele ăla. Bă, dar prost e, bă. Am mers eu cu el. Hai să facem un liniuță. Facem, frate. Hai să facem un liniuță. Pe bani. Pe bani, frate. Pe bani. Pe 400 de metri, frumos. Am trecut futut. Bă, da, am căzut ceva pe aceea prin apartament. Pe 400 de metri? Da. Facem și pe mai mult, frate. Păi nu, pe 400 de metri, pe sferturi de milă, sigur că da. Facem și pe așa, să vedem care e mai jupâneasă. Și pe ce facem? Cum pe ce facem? Pe ce să și pe așa, facem și pe așa, pe așa ce? Facem și pe un kilometru, doi. Pe liniuța se face pe sferturi de milă, ce liniuță pe un kilometru, doi? Da, frate, dar noi avem diesel. Păi și, așa și? Păi hai să le dăm goarnă, așa. Păi, dar aveți amândoi tocmai de bune. Păi da, mă, dar să urle, să se ducă și tare. Să urle. Să urle și balaurul meu. Balaurul. Și unde îi dai tu pe 2 km? Ziceam, bă, nu știu, mă, hai să facem. Fii atent. Da, deci băieți, o să facem. Pentru că așa e frumos, amici, îmi pare rău. Prima ai făcut-o pe canalul tău, a doua va fi pe canalul meu. Următoarea și tot așa. Pe canalul meu? Așa e frumos. Du-te, amice, bă, aia a fost mulțumire pentru că ți-am dat pâine. Amice, taci din gură. Păi și de ce mai strigi? Păi stai un pic, bă, tu crezi că mulțumirea se oprește aici? Mulțumirea trebuie să fie toată viața, băi, pișatule. Ți-am oșit copilul, na. Cât ai scos, mă, din buzunar, că-ți dau acum de. Nu pot să zic, că nu e frumos. Nu poți să zici, păi nu poți să zici de zgârcit ce ești, de-aia nu poți să zici. Ce ai de zgârcit, bă, că... Mamă, ce urât. Ce crezi, că e așa ieftin să fii moș? Nu, bă, ce ai? Ai cheltuit... îți trebuie o grămadă de pastile, bă, de alea ca moș, ce ai? Cam atât, o groază de bani. Și eu cât am frate, că nu se trebuie animalule. Că vine Crăciunul la copil, vine ziua copilului. Cât am cheltuit cu tine, mă, animalule, n-ai de să faci tu bani. Păi nu știu. Mă, nu știi mult. Cât stai cheltuit, mă, tu cu mine ea? Păi și atât de ce ești, că n-aveai bani de nimic. Mă faci acum să stric pe video? Nu mai striga, nu mai, că e... Păi chiar îți zic copiii că ne certăm, dar nu ne certăm, măi, copii. Noi doar discutăm. Discutam, amice. Amice, tu mai vrei un parcurs? Da, amice, n-ai ce, amice, stai scurt. Ai, amice, că te freză. Tu dai seama să săracul ăla care a lăsat comentariul că pentru el a fost foarte greu? Bă, într-adevăr, nu fu așa, dar nici așa. Bă, nu fu ușor, gen, da. Ușor, dar nu fu nici greu. Nu a fu greu deloc, adică... Și mă pus că mă nervă război ca prostii, că dacă nu treceam din prost. Beau. Iar vă dădeam de NFL. Mi-am înșelat iubita seara la hotel. La hotel cu una pe seniorita. Rau. De vin a fost că am ispita. Bă, dar chiar că văd, deci femeile astea sunt ispită mare, bă, băia. Bagă boala în tine, amice, te nenorocesc, amice, pe viață. Te las să-ți lași familie, să-ți lași tot. Bați familia, să-ți iei copiii. Da. Nu. Amice, dacă cădei pe aici. Hai de mine, pe gata, ieșeam. Nu vrem bani, nu vrem valută, îl vrem pe Bercea să ne... Fugă. Nu, era așa. Amice, bă, de ce înjuri tu? Uită-te la ei, amândoi, mă. Hai salut, amice. Chine ca proști, uită-te la ei. Fiată că te faci să sărbăticuțul. Nu să nu sări, mă, ce e drept. Sunt chiar așa proști, amice. Te faci să sărbăticuțul, fii atent. Nu că e prost. Aaaa! Aaaa! Aaaa, amice, te-ai dus, fraiere.
Wow. Beau, beau. Da, bă, da, eu terminai cu roțile în sus, deci toate să jos, deci am câștigat. Da. Deci eu terminam în 12 minute 24, voi terminați în 14 minute. Pai de culul vostru, bă. Știu, dar asta treaba zic. Treaba asta cu mașinile de lux au scos-o, deși mai bine ar băga-o. Pentru că și care treaba, uite, mie nu-mi convine, de exemplu, uite, vii tu, ți-ai un seria 3 cu TMI diesel, da, din 2007. Și tu plătești 2400 de lei impozit și vine ăla cu un AMG de la cu motoraș electric și dă 200 de lei. Știu, e da, ce? Și mașina e 100 de mii, păi nu e corect. Păi știu, asta mi se pare și mie. Da, amice, dar aici este păda problema. Cât sunt cu mașini de genul și cât sunt cu mașini ieftine? Asta e diferența. Asta e diferența, dar și mie mi se pare un căcat. Exact, păi e un căcat, dar într-un fel la buget... Un 46 care costă 3000 de euro și are motor de 3000 de plătești impozite de spart. 3000 unul șmecher. Da, păi da, de ce să-i? Așa plătești impozite de spart și vine unul cu un motor de 4-4, dacă are un ghindoc electric, ca la 2 milioane, da. Sigur. Păi da, 3 milioane sau așa. Păi da, asta zic, adică asta nu e corect și fair play. Da, nu? Da, păi deci concluzia, trebuie să facem bani mult, să ne luăm... Păi da. Eu la dacă mi-au GTR, plătesc mult. Da, dacă ții GTR... Nu e chiar așa mult, că e 3.6 parcă are ăla. E 3.6, dar numai bine ții tu o Panamera de aia Turbo S de, nu știu, de câți care are, mă? Are și aia vreo 500 și ceva? 4.000 V8? Cred că e mai scumpă ca... Yes. Nu e chiar mai ieftin. Păi da, amici, dar nu e GTR. Da, e Panamera și fuge da, și dar nu se e aude. GTR. Nu știu. Sau ia-ți amice! Ultimul Ferrari! Ăsta, SF90 Stradale, care are un motoraș electric. Cât crezi că e impozitul el? Tot atât. Și mașină de aproape 500 de mii de euro. Da. Plătești impozit de 2-300 de lei. Și motor de? Mi se pare că are tot la fel, până în 4 litri. Panamera aia n-ar fi o idee proastă. Da, că oricum tu dai 500 de mii de euro ca să nu mai plătești. Bă, Panamera e și limuzină. Da. Bă, aia care se lungește spoilerul? Da, aia care nu că se doar se ridică, se și lungește. Și în partea așa, da, aia vezi că e, adică e cred că 100 de mii sau mai mult, nu știu. Ia să mă uit nu după știu. Că dacă curios. Ești cu motorul la mare de sus, s-ar putea să fie mai mult. Bă, și aia diesel o iau, mă. No, eu vreau benzină aici. Bă, și eu aș vrea benzină, că m-a strulat diesel. Nu mai vreau, bă, să... Cât, vreau cât o consumă oare un GTR? Nu cred că consumă așa. Bă, eu zic că mă consumă pe mai puțin decât AMG-ul lui. Și eu zic la fel. Sau dacă nu... Sau dacă nu topea acolo, dar nu, adică aia fuge. Bine, bă, nici aia nu e să zici că nu e de speriat de fabrică. Bă, dar ce fac, mă? Zici tu că nu e de speriat de fabrică, nici? Bă, pentru mine cel puțin nu m-a speriat. Pentru noi nu e, dar... Are cât are? 450 de cai? 400 nu, asta nu are vreo 500 și. E, na. Da, amice, dar un stage 1 rapid. Da, nu-i dai, bă, o ții și tu un an așa, te plictisești de ea și după aceea îi dai când simți nevoia. Că și la mea, când am luat-o, mamă, mi se părea că rupe, acum mi se pare că stă în loc. Ua, mamă, sunt pe primul loc. Amice, dar ce cu tine ești așa cât de tăcut? Iarăși ești cu pe atinderul mână. Cu... A, bă, dar nu știu, bă, dar câte titluri, mă, nu știu ce, și mașini din ăștia de vi le permiteți voi, știi? Da. Bă, și vezi că îmi calculează astăzi averea. Păi și pusă și chiar apartamentul? Nu. Ah. Și nu pusă nici banii aia dincolo de s-au înjumătățit. Și? Păi uite, noi nu muncim pentru alții. Păi da, bineînțeles. Și ce bă, cred că am, adică aș putea să-mi iau lejer un bugeter de la. Cât e unul de la? Să pe care să ți-l și permiți, amici, sau că ți-l iei tu așa? A, păi ia bă, stai puțin, bă, dar permis înseamnă să ai bani. Păi da, permis înseamnă să am 1 milion de euro să pot să mi-l permit cu adevărat. Așa, și ai? Păi n-am 1 milion de euro. Ei, atunci te pizda, mă, tic. N-am, mici. Ce să-mi zic? Bă, să mă bag picioarele, că parcursul ăsta e lung și ăsta, bă. Nu, e ăsta. E, nu. Eu sunt la checkpoint 8. Ia, bă. Checkpoint. Na. Ok. Da, bă, deci un GT de la e cam 120.000, să zic așa, dar cred că îl găsești și mai ieftin, prin Germania. Ăla al nou? Da. Eu cred că li la un preț mediu de 200.000. Da, eu aș face un body white. Da, bă, amice, dar ce zici tu aici? Sunt babaule, amice. Mai întâi să-l luăm. Păi nu, din prima, amice. Păi asta zic că n-are farmec dacă li din prima și îl bagi din el. Au, din prima și ce aș face? Un colant nebun? Eu nu aș face nimic. Deci odată pe lună, în medie, i-aș face ceva. Sau odată la 2 luni.
să mă satur de el. Și eu zic că cea mai tare afacere. O dată pe la două luni te duci și faci ceva. Ai mai o geantă, îi pui o folie, îi pui un colant, îi mai pui nu știu ce. Habar n-am. Îi mai faci un interior, îi mai faci un volan. Mamă, cum ar fi un volan? Nu trebuie să-l duc din prima. Mamă, dar chiar că, păi da, dar n-ai ce să faci, că te stai fără mașină. Că nu găsești volanul. Bă, întâi zice lui, că nu merge un volan de vreo Honda ceva. Nu cred. Bă, adică pus, cred că merge de să iei de pe un Nissan Qashqai, de exemplu, nu știu, îi zic și eu așa. Este amice? Amice, dar unde te crezi aici, mă, la căruță? Bă, am văzut ieri, bă, ascultați-mă. A trecut ieri prin Cernele pe lângă mine unul cu un Mustang. De ăsta nou, ultimul. GT, amice? Da, ăsta șmecher, adică nu pârțoaga asta de 2-3 EcoBoost. Pârțoaga, uzi. Se vedea pe el că era de la mama lui. Înflat. Ce? Da. L-ai văzut? America? Da. A, îl știu, e prieten cu Rabi ăla, mi se pare. Mamă, cât de frumos e. Dar nu e așa că e cu motorul îl mare? Da, și cu lipuri și cu nebunii. Da. Dar ai văzut că îl vezi printr-o mie că nu e pârțoagă de asta? Păi nu e, păi da, prietenii de la Rara au vrut să-l scoată în Europa. Ba ești nebun? Da. Păi n-are nimic, ești nebun, de fabrică, gen, n-are nimic. Păi și... N-are catalizatoare, n-are finale, n-are nimic. Păi n-are, că e de America, păi și da. Ce-i face mașinile ea? Ce-i faci? Ce se face și la noi, în România? Ah, am înțeles. Se scoate Euro 2, 3 și aia e, sănătate. Păi... La revedere. Da, da, într-un fel, nu e cinstit cu Euro 2, 3 cu aia, că e mașină nouă. Păi știu, da. Și vrei să spui, dumneavoastră, că poluează aia atât de mult? Eu nu cred. Apare, nu vezi aici. Aparent, da. Da, bă, dar un Mustang de la aia e Mustang, tată. Mamă, cum o fugi ăla. Wow. Deci că dacă ploaie, sănătate. Păi mergi cu 60-70 de frică. Și pe drumuri din ăștia e extra europene? Păi nu, pe exterior, gen. Aha. Bă, că nu e chiar așa, stai puțin că tot mașină e. E, da. Dă o mamă, ia uite și tu, bă. Gata, mă, hai că merge. Tot mașină e, dă om frații, măsii. Aha. Hai că e mașină dacă e amice. Da. No, bă, eu aș vrea un GTR. Eu cu GTR. Bă, ce-am, bă, 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 bă! 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 Este retardat. De ce? Trebuie să ne luăm amândoi GTR. De ce? Uite așa, să fim frații GTR. Păi, a, deci amândoi să ne luăm pe aia câte unul, nu amândoi unul. Păi normal că ne luăm amândoi câte unul. Bine, amice, eu îl fac negru și tu alb. Nu alb, eu îl fac verde la lime. Îmi place mie. Atunci eu îl fac că verde la Hulk. Păi, și facem amândoi verzi. Bine, mă, îl fac eu alb tot cu lime, na. Atunci eu vin și mă cac pe GT-urile voastre. Nu știu mai și pe voi și pe GT-urile voastre. Bă, amice, bă, dar ce-are ăsta, mă, de diferent? El vine să ne zice nouă. Ne-a speranțe, tu nu-l vezi. Bă, mă, nebunie. Amice, la ce am văzut la YouTuberii aia cu statisticile lor, eu cred. Hai, mă, lasă-mă. La anul și la mulți ani. Tot vreau un GTR, amice. Păi și eu vreau, amice, dar bani de unde? Adică am bani, dar nu pot să-mi iau un GTR, stau așa. Că YouTube-ul ăsta nu-mi conferă o siguranță. Bă, iar acuși termină parcurul, că mă săturai, lasă siguranța. Păi da, amice, dacă nu pot să trec de aici, ești prost. Păi dacă ești retard, bă, mă. Ce sunt? Și vreau și un GTR în viața asta, amice. Bă, eu vreau un Ferrari, neapărat. Vreau un Ferrari, nu știu ce. Un Audi R8 cât mai e, amice? 100 de mii. Bă, și ăla e 100 de mii, mă! Amice, șmecheria se plătește, ești prost? Mă gândeam că găsești unul pe la 60 de mii, 70 de mii. Și hai, ți-a luat acum, nu? Bă, tu ai copil, ești nebun, moare ăla de foame și tu... Păi de mine, Doamne! Nu acum, bă! A, când mai crește? Nu, când mai fac ceva bani. Dar gen, mă gândesc că mi-l iau pe ăla, mă prind și eu cu el un an de zile și îl vând. Da, că-l și vin. A, păi și ce-o fi ușor? Mă, da, stai puțin, că eu pe unde îți trec pe aici, că nu mă prind să-i. Mă duc și acolo de 2-3 locuri la cafea. Da. O dată la spălătorie. Păi și atunci de cel mai mult să-l vinzi. Nu, frate, ia-ți-l să te plimbi cu el, să-i dai în goarnă. Să păi treci da, după aceea pe la ceva mai bun. Păi da. Amice, vreau ca după ce-l vinzi să treci la ceva mai bun. La nu să-l vinzi de foame. La GTR. Păi da. Dar ziceam că ăsta e mai aproape, gen. O leacă. O leacă, da. Deci să mor dacă am mai poate văzut o să ne luăm, episod da, eu zic atât de plictisitor pentru mine de parcurs în viața vieții. Păi dacă tu habar n-ai mașini. Mai GTR, mă, că piară cu GTR-ul, mă, nebunire, mă, turbară, mă... Ce? Ia uite deci tu că pic iar pișeama și pe GTR-ul tău unde e, mă, pișeatule? Da, e chiar că. Păi nu o vreau, niciun GTR acum.
Da, ce vrei? Bă, tu ești prost? GTR-urile, bă, tu ești prost? Bă, da, voi nu mai terminați, răzmă, mâncare. Ce să termin dacă mă nebunii răz? Hai, bă, Vere, bă, ai făcut ăsta episod de 25 de minute, sălbaticul. De cât? Păi eu îl făcui. Mamă, ce supărat ești, amice, îmi place. Te cam enervați așa. Cele mai plictisitoare 25 de minute din viața mea. Ce, bă? Deci, băieții, vreau să ziceți în comentarii dacă au fost cam plictisitoare. Da, dracu. Cum să fie, mă, ești nebun că am vorbit de mașini, de politică, de femei, de... Bă, lasă primele 5 vorbire, după mă că piarăți cu mașinile voastre, pe care vi le ați în cur. Ce, bă? Nu le aveți. Ce ai zis? Aha. Să ne băgăm în cur? Mai vorbește omul și despre gata, mă, da. Terminam, mai te dracu. Uite, eu să-mi cumpăr un GTR. Mamă. Pe bune? Dacă nu pic acum... Hai, salut, bă, băieții, că nu se mai dacă poate. Dacă pic acum...